Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. O nouă ediție a caravanei filmului românesc. Evenimente în premieră de zilele orașului Târgu Ocna. Tabără de Cruce Roșie la Comănești. Caravana filmului românesc a revenit la Onești. O ediție aniversară de 10 ani, organizatorii duc în orașul Moldav capodopere ale cinematografiei naționale, prilejuind publicului întâlnirea cu mari personalități ale celei de-a șaptea arte. Anul acesta, amatorii de filme de calitate au fost așteptați în piațeta Catedralei din Onești în perioada 3 și 9 august pentru a vedea pelicule de valoare realizate înainte și după Revoluția din decembrie 1989. Intrarea a fost liberă, așa că cei mici și cei mari au fost invitați să vadă vreme de 7 seri de la ora 21 câte un film pe zi. Sâmbătă pe 3 august de la ora 21 a spart ecranul, cucerind publicul de film așa cum a făcut an la rând pe terenurile de tenis ale lumii nedomolitul Ilie Năstase în filmul Nesti. În ziua următoare, 4 august, de la ora 21, a fost prezentată producția Libertate din 2023, în care regizorul Tudor Giurgiu a înodat firele narațiunii și a filmat de așa manieră încât ficțiunea să aibă aerul unui documentar alert. Cineaștii și-au dorit să obțină din partea spectatorilor impresia că realitatea Revoluției din decembrie 1989 a fost surprinsă în direct de camera de luat vederi. Luni 5 august, tot de la ora 21, cu tulburătoarea operă cinematografică semnată de Steregulea, Moromeții 2, a avut loc ecranizarea celui de-al doilea volum al romanului omonim și al altor scrieri ale lui Marin Preda. Ziua de 7 august a fost o invitație pentru copii, părinți sau bunicilor în universul fermecat al filmului Dumbrava Minunată, prezentat în această ediție a caravanei ca un omagiu în memoria a două mari actrițe, Draga Olteanu Matei și Ileana Stana Ionescu, care nu vor mai anima niciodată ecranul cu prezențele lor tonice. Pe 8 august, ora 21, publicul din Onești a putut viziona puternica dramă Osânda, în care regizorul Sergiu Nicolaescu urmărește destinul țăranului Manolache Preda, revenit în satul natal după ce a făcut 10 ani de ocnă, fiind condamnat pe nedrept pentru uciderea boierului în timpul răscoalei din 1907 și luat apoi să lupte în primul război mondial. Săptămâna de capodopere ale cinematografiei românești s-a încheiat cu o comedie care nu are niciun rit, Cuibul de viespi, ecranizare semnată în 1987 de regizorul Horea Popescu după piesa lui Alexandru Chirițescu, Gaițele. Râzând copios la această satiră cu accente funebre, organizatorii și-au luat la revedere până la următoarea ediție din 2025. Evenimente în premieră de zilele orașului Târgu Ocna. Cea de-a 23-a ediție a manifestării zilelor orașului a păstrat o serie de evenimente cu tradiție, dar și evenimente organizate în premieră. Detalii aflăm în minutele următoare de la primarul orașului stațiune Târgu Ocna, Cristian Aurelian Cibotaru. Chiar zilele orașului sunt un eveniment de suflet pentru că întreaga comunitate este implicată și aceste manifestări, noi, administrația locală, le dedicăm locuitorilor orașului, dar nu numai, și turiștilor aflați în vacanță. Locuitorilor sau orășenilor, târgocnenilor care se întorc acasă, pentru că luna august este o lună plină și vin acasă pentru a-și revedea familiile și atunci dedicăm aceste zile lor. Vor fi 4 zile, începând cu 15 până pe 18, coincid și cu 2 zile libere în care sistemul public și sistemul care privat sărbătoresc. 15 slujba religioasă de la Biserica Precista din centru, la orele de dimineață până pe la prânz, după care la ora 16 vom avea acest eveniment de celebrare a familiilor, a cuplurilor care au 50 de ani de viață și e un moment emoționant, pentru că undeva 26 de familii vor fi prezente cu
copiii, cu prietenii, cu nepoții și chiar este un eveniment emoționant. Numărul se menține, văd, de cupluri, adică un mare număr de cupluri își sărbează 50 de ani de căsătorie, semn că se trăiește la Târgu Ocna mult și bine. Așa este, se dovedește că Târgu Ocna are o tradiție, oameni minunați, oameni care au construit orașul, care l-au pus și i-au dat o direcție, acum au ajuns la respectabilă vârstă și 50 de ani nu sunt simpli să îi poți trăi împreună. După acest eveniment, pe seară vom deschide manifestările culturale în zona Parcului Măgura și vom avea un eveniment inedit, îi spunem noi, o seară romantică în centru balnear, când o soprană și cu niște tineri minunați, împreună cu o distinsă doamnă profesor din oraș, vor crea un eveniment. O premieră, ca să zicem așa, încerca și alt gen de evenimente în cadrul zilelor orașului. Da, ne dorim să schimbăm, să aducem îmbunătățiri în fiecare an și să provocăm publicul să vină și să participe la aceste manifestări. Vom continua cu vineri, cu un simpozion, o lansare de carte. Distinsul profesor Stoica Corneliu își lansează o nouă carte dedicată primului război mondial, regimentului 27 Infanterie. Și dacă aici s-a scris istorie și acest regiment a luptat, vitejește pe aceste înălțimi, este corect și normal să facem această lansare de carte. Seara va continua cu manifestări cultural-artistice în zona parcului, când diverse agenții economici vor face o seară plăcută cu program artistic. La fel, sâmbătă și duminică, în cadrul zilelor orașului, coincide și un eveniment spiritual, un eveniment iarăși la fel emoționant, o biserică din Biserica Constantin și Elena va fi îmbrăcată în straie de sărbătoare și va fi slujba de sfințire. Iată că un purpuriu de evenimente ați pregătit și anul acesta, de la cele, să zicem, de suflet până la cele pentru publicul larg, pentru toate gusturile, pentru toate pretențiile. Da, eu am spus mereu și susțin, pentru că e corect și normal, viața unei comunități nu se desfășoară doar în jurul investițiilor și în jurul proiectelor de dezvoltare, există și viață de familie, există și viață spirituală, există și viață de relaxare, de bună dispoziție, de prietenie, de reîntâlnire a celor dragi. Și atunci toate trebuie să se întrepătrundă. Și cred că este potrivit ca o dată pe an să se facă un astfel de eveniment, când să fim împreună, să ne bucurăm. E și vară, sezon estival, orașul este plin și de turiști, încercăm să-l păstrăm curat, frumos, atrăgător și vă așteptăm pe toți să petrecem împreună 4 zile de sărbătoare aici la Târgu Ocna. Tabăra internațională de pregătire și intervenție în caz de dezastre de la Comănești, ediția 8-a, și-a deschis porțile marți, 6 august, pentru cei peste 120 de participanți din întreaga țară, dar și din Republica Moldova. Dacă până anul trecut acest eveniment s-a adresat exclusiv voluntarilor de Cruce Roșie, de data aceasta, tabăra a fost organizată pentru toți cei care și-au dorit să învețe cum ar trebui să reacționeze într-o situație de criză sau dezastru. Pe lângă voluntarii Crucii Roșii, s-au putut înscrie persoane care nu activează în cadrul organizației, știut fiind că, într-o situație de criză sau dezastru, este esențial ca membrii comunității să aibă capacitatea de a interveni eficient. Mă bucur foarte mult că ați reușit, fără incidente, după drumuri lungi, că știu că ați venit de departe, chiar și din Republica Moldova, ați reușit să ajungeți la noi aici, la Comănești, și chiar la final, când s-a oprit și ploaia. Pe noi, cei care suntem de dimineață, ne-a cam plouat puțin, dar eu consider că această ploaie a contat foarte mult pentru belșugul acestei tabere. Așa cum procedăm de fiecare dată, facem o deschidere oficială, momentul în care să ne cunoaștem cu toții, să știm cei care ne ajută să organizăm astfel de tabere, care sunt extrem de importante pentru parcursul profesional al fiecărui voluntar de Cruce Roșie. Cu toții știți la ce ați venit,
cunoașteți în mare parte, sunteți instruiți cu privire la primul ajutor și situațiile de dezastru și cum trebuie intervenit. Însă tabăra noastră, fiind puțin atipică față de alte organizări, se face la munte, se face la cort, în situații mai speciale. Cu această ocazie, țin să vă spun că parteneriatele noastre sunt destul de importante și echipa noastră este una mare, sufletistă. Acesta e și motivul pentru care organizăm deja a 8-a ediție. Deci de 8 ani de zile la Comănești organizăm această tabără. Prin urmare, aș vrea să vă prezint partenerii, sponsorii și întreaga echipă cu care colaborăm de fiecare dată. În primul rând, fără doar și poate, dacă n-am fi avut această locație, n-am fi avut logistica prezentă aici și n-am fi avut aceste dealuri frumoase, probabil nu aceasta ar fi fost locația pentru o asemenea tabără. Dar Dumnezeu ne-a ajutat și ne-a ajutat prin oameni. Și în primul rând, de la începutul primei ediții până astăzi, și sper eu și în continuare, avem sprijinul primăriei orașului Comănești, iar din partea primăriei îl avem, bineînțeles, pe primarul orașului Comănești, domnul primar Viorel Miron. Suntem foarte fericiți că avem foarte mulți voluntari, inclusiv din Republica Moldova. Din ce știu, au venit mai mult decât s-au înscris inițial. Asta ne bucură, că la tabăra de Cruce Roșie, prim ajutor și dezastre, avem atât de mulți participanți. Urăm succes tuturor voluntarilor și avem anul acesta ca o noutate persoane care nu sunt voluntare de Cruce Roșie, dar vor să devină și vor avea ocazia să facă toate modulele de prim ajutor, prim ajutor psihologic, tot ce ține de prim ajutor, triaj, dezastre. Vom avea invitați deosebiți. Ca de fiecare dată, departamentul de situații de ISU ne ajută și vom avea niște exerciții speciale cu ei. Bineînțeles că va veni MAI-ul cu elicopterul și vom executa extrageri de victime. Salvamontul Bacău va veni și ne va ajuta să extragem victime din prăpăstii și după aceea să le acordăm primul ajutor. Vom avea diferite scenarii, ca în fiecare an, în care colegii vor lucra în echipă, vor învăța să lucreze în echipă, să se cunoască, sunt din diferite zone ale țării și vor învăța să lucreze ca un tot unitar. De la un an la altul, scuze că intervin, dar de la un an la altul tabăra crește, toți mai mulți tineri din diferite locuri ale țării, asta înseamnă inclusiv acum din Republica Moldova, asta înseamnă că tabăra Căpătatul are un prestigiu. Are un prestigiu și mai mult de atât ne-am dorit extraordinar de mult să ținem această tabără, pentru că, după cum știți, s-a impus ideea să nu se mai organizeze tabere. Noi, Comăneștiu, am refuzat și am spus să facem tot, depunem toate eforturile pentru ca voluntarii noștri să nu piardă această tabără. La deschiderea oficială au participat Dan Marcel Babliuc, directorul filialei de Cruce Roșie Bacău, Narcis Gitaru, subprefect al județului Bacău și vicepreședinte Crucea Roșie Bacău, Viorel Miron, primarul orașului Comănești, Daniel Modoacă, directorul departamentului dezastre de la sediul central al Crucii Roșii Române, Carmen Banu, coordonator voluntar sub filiala Comănești de Cruce Roșie, locotenent colonel Ionuț Hâncu și locotenent colonel Gabriel Hodoroc de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău, dr. Răzvan Bogdănescu, Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr Comănești și membru de Cruce Roșie la subfiliala Comănești, Elena Pașcu, Apă Văloaie, membru în Comitetul Crucii Roșii Bacău și sponsor, Anca Năstasă și Dan Butan, membre în Comitetul Crucii Roșii Bacău. Pentru prima dată aici, în tabăra de Cruce Roșie de la Comănești? Da. Și cum ți se pare locația, zona, și din punct de vedere geografic, dar și al sarcinilor ce vor fi făcute, realizate aici? Din punct de vedere geografic, zona chiar îmi place foarte mult. Am fost mai devreme prin oraș, se vedeau foarte, foarte frumos munții. Și ca așteptări, în principiu, nu știu cu ce se mănâncă încă. Am auzit doar povești, dar cred că ne avantajează zona. De unde vii exact? Din Tulcea. Ah, ok. Mai făcut activități de Cruce Roșie sau e premieră? Am făcut, dar la mine în județ. Corect. Deci nu ești chiar la începător. Nu. Din 2022 activez. Deci 2 ani de voluntariat.
Da, cam așa, cam 3 ani, dacă se pune, de când a început războiul, că am fost în vamă și cu Crucea Roșie și cu Direcția de Asistență și Protecție Socială. E greu să fii voluntar la Crucea Roșie? De povestește-le un pic pentru cei care urmăresc tinerilor de vârsta ta, să înțeleagă ca în ce implică. Nu mi se pare că este greu să fii voluntar. Ideea e că da, trebuie la un moment dat să înveți, pentru că ce înveți pe prim ajutor nu e neapărat foarte, foarte ușor. Nu-s chestii la mintea cocoșului. O să înveți... Nu sunt uzuale și mereu diferă metodele de prim ajutor de la Crucea Roșie față de SMURD, față de ambulanță, deși acum se încearcă împreunarea a metodelor. Tot noi facem chestiile puțin diferit și iarăși am observat că și la filiale. Noi la Tulcea avem unele chestii diferit, la București unele chestii diferit, dar e o experiență per total foarte mișto. Ai posibilitatea să cunoști foarte mulți oameni super șmecheri, să întâlnești chiar artiști. Și în general e uneori greu să comunici cu oamenii dacă te duci la un caz real, dar... Comparativ cu edițiile trecute, putem observa un număr tot mai mare de doritori, ceea ce înseamnă că tabăra noastră este un adevărat succes, atât la nivel național, cât și de ceva timp încoace la nivel internațional. Tu de cât timp ești voluntar la Crucea Roșie, ca să nu zic și organizator la această tabără? În Crucea Roșie Română sunt voluntar de 4 ani, iar organizator al taberei la Comunești de 3 ani. Deci, cu alte cuvinte, ai o vechime suficientă și o expertiză. Așa am putea spune, da. Okay. A crescut numărul tinerilor care vin să afle câte una, câte alta aici la tabără? A crescut, într-adevăr, numărul tinerilor, dar, din ce am observat, mai ales la nivel național, un interes din partea adulților față de cunoașterea noțiunilor de prim ajutor, deoarece trebuie să recunoaștem că nu stăm foarte bine la acest capitol. Vlad te cheamă, am văzut aici pe Ecuson. Vlad de azi seamănă cu Vlad, cel care a intrat acum 4 ani în Crucea Roșie? Mă refer ca și informații dobândite. Cu siguranță nu. Am acumulat extraordinar de multe noțiuni, atât pe parte de prim ajutor, cât și cele sociale, de comunicare cu persoane străine și noțiuni de acordare a prim ajutor, care sunt importante. Ai fost pus vreodată în situația reală, deci nu simulări, de a acorda prim ajutor și de a salva viața unui om? Am avut ocazia să acord prim ajutor, dar au fost cazuri destul de minore, luxații întorse, maxim un leșin la un moment dat. Ok. Te-ai simțit atunci, domnule, stăpân pe situație sau ai fost așa emoționat? Atunci, din fericire, am avut echipa de voluntari alături de mine și, așa cum știm cu toții, într-o echipă cunoștințele se adună și puterea este mai mare și astfel am reușit să oferim corect primul ajutor, astfel încât persoana respectivă să își continue cotidian, de evoluția mai departe. Simpozionul Național Dimitrie Ghica Comănești, ediția 13-a, FAR de Cultură, Educație și Tehnologie. Pe 3 august 2024, Palatul Ghica din Comănești a găzduit cea de-a 13-a ediție a Simpozionului Național Dimitrie Ghica Comănești, un eveniment ce a reunit personalități de marcă din diverse domenii pentru a discuta și dezbate teme de importanță majoră. Sub titlul general Lumina ale locului, simpozionul a abordat subiecte variate de la istorie și religie până la impactul inteligenței artificiale în educația românească. Deschiderea oficială a avut loc în sala coloanelor a Palatului Ghica la ora 9, fiind marcată de un discurs al primarului orașului Stațiune Comănești, economist Viorel Miron. Primarul a subliniat importanța evenimentului pentru comunitate și a salutat participarea unor personalități remarcabile, printre care academicianul profesor dr. Viorel Bădescu, profesor universitar dr. Vasile Jenică, apostol general cu 4 stele, directorul Geopopa Centrul Cultural Internațional George Apostu, profesor dr. Lavinia Miseilă, inspector general adjunct al ISJ Bacău, Narcis Jitaru, subprefectul județului Bacău și mulți alții. Domnule primar, stimații invitați, stimați organizatori, dintre care aș remarca ca întotdeauna pe doamna profesoară Lavinia Miseilă, stimați participanți la această întâlnire, stimat tineret, pe care îmi pare bine să remarc din nou că este prezent în această sală.
Îmi face plăcere să reînnoiesc participarea la acest simpozion, care are un caracter de unicitate pe care îl menționa și domnul primar mai înainte. Într-adevăr, a fost un hiatus de 5 ani în ceea ce mă privește, datorită motivelor pe care le știm cu toți, dar cred că e foarte bine dacă putem să continuăm această colaborare între Academia Română și Asociația GICA din Comănești, această colaborare care a început încă din vremea regretatului academician Gleb Drăgan și a domnului doctor Valentin Marin, care a fost unul dintre sufletele și inițiatorii acestei colaborări. Acum, revenind la partea de prezentare, eu m-am gândit că ar fi mai bine să renunț la prezentarea pe care o propusesem, care se referea la Petrache Poenaru, pentru a nu repeta o prezentare pe care am făcut-o acum 7 sau 8 ani aici. Și pentru a nu crea plictiseală, am zis să prezint o altă temă care este de interes general, aș putea spune, o temă care este accesibilă publicului larg și pe care îmi pot permite să o abordez fără prea multe tehnicalități. Este vorba despre clădirile pasive. Așa. Deci, pe scurt despre ce este vorba, sper că se vede pe acel ecran, clădirile pasive sau casele pasive, care sunt un concept destul de popular în ultimii 10-15 ani și în România, sunt niște clădiri care în exterior privite par niște clădiri obișnuite. Ele au însă 3 caracteristici cu care pot fi deosebite de clădirile obișnuite. Prima caracteristică este că anvelopa clădirii, adică pereții și acoperișul, sunt foarte bine izolate termic și pneumatic. A doua caracteristică este că geamurile, ferestrele, sunt la fel foarte bine izolate termic și pneumatic. Iar a treia caracteristică, ce derivă din primele două și pe care aș vrea să o punctez un pic ca să vă dați seama că este decisivă pentru o clădire pasivă, cu care puteți să deosebiți o clădire pasivă de altfel de clădire, este faptul că întotdeauna alimentarea cu aer în clădire se face cu un sistem mecanic de ventilație. Deci o clădire pasivă, dacă nu ar avea acest sistem mecanic de ventilație, nu ar putea fi locuită, pentru că datorită foarte bunei izolări pneumatice, la un moment dat s-ar acumula prea mult dioxid de carbon. Deci există această ventilație mecanică ce asigură alimentarea cu aer în clădire. Parteneri ai evenimentului sunt Comitetul Român pentru Istoria și Filozofia Științei și Tehnicii al Academiei Române, Primăria orașului Comănești, Asociația Cultural-Științifică Dimitrie Ghica Comănești, ISJ Bacău, Federația Biblică Catolică și Biblioteca orașului Comănești. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi, 22 august, vremea continuă tendința de încălzire. Cerul va fi parțial acoperit de nori, maxima zilei va ajunge până la 28 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 17 grade Celsius. Vineri, 23 august, vremea continuă tendința de încălzire. Cerul va fi acoperit de nori, maxima zilei ajunge până la 24 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 17 grade Celsius. Sâmbătă, 24 august, vremea continuă tendința de încălzire. Cerul va fi acoperit de nori, maxima zilei ajunge până la 26 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 15 grade Celsius.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!